să ne rugăm. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, Păstorule și Mielule, care a ridicat păcatul lumii și a iertat datoria celor doi datorni și femeii cele păcătoase, i-ai dăruit iertare păcatelor ei, cercetând vindecare să vă rog printre repetarea păcatelor lui. Însă stăpâne, ușurează, lasă, iartă păcatele, nedificiurile, greșelile, cele de voie, cele fără de voie, cele cu știință, cu neștiință, cele cu călcare de poruncă și cu neascultare ce s-a făcut de robii de aceștia, slujitori ai Sfintelor altare, preoți, maici, surori de mănăstire și robii lui Dumnezeu, frați creștini, câte ca niște oameni purtători de toți vețuitori în lume, au alunecat, au greșit cu lucru, cu cuvântul, cu gândul, cu știință sau cu neștiință, în timpul nopții și în timpul zilei. Sau sub blestem și apurisam de la hiereu, de la preot au căzut, sau înșiși din pe sine s-au blestemat, sau cu jurământ pe numele lui Dumnezeu, sau jurat și l-au călcat, sau din mânia cea fără de socoteală pe vreunul din creștini au apurisit, sau blestemat, sau nebunești au vorbit, sau au osândit, sau au clevetit, sau vorbe spătate au vorbit, sau au pismurit, sau au mințit, sau au ținut minte rău, ori comunilor, ori s-au cândărit, ori s-au mândrit, ori au vitemit, sau camăt a luat, ori s-au cândărit, ori reșesc, sau mărit, ori în vier de acel al căsut, ori s-au mătat și au vărsat, sau la fermecătoare, la vrăjitoare, la desfântătoare, și la alții asemenea acestea au alertat, sau peste măsură au mâncat, sau mâncat, sau poșaloare au mâncat, sau desfânare, sau predesfânare, sau sodomie, sau în alt tip oarecare au făcut păcatul desfânării, ori au bătut, ori au vătămat, ori au lovit, ori de cineva scuipat, ori a răbit, sau a furat, sau fără mir și scumpire au venat pe cineva sau pe săraci, n-au miluit, nu le-a făcut bine după puterea lor, sau în gând au bulit, sau de lucruri necuvincioase și-au adus avut. Sau au părât, sau strămătate au făcut. Sau pe fratele lor l-au scârbit, sau l-au părât.